Emisiunea este realizată cu sprijinul companiei Domeniile Ostrov. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni ai emisiunii noastre. Astăzi vă invităm într-un nou periplu prin universul fascinant al satului românesc. Și cum avem multe să vă spunem, ne oprim aici cu vorbele și începem emisiunea. Odată cu venirea primăverii și reluarea ciclului vegetativ la vița de vie, apar și riscurile de îmbolnăvire a plantelor. Diferiții agenți patogeni care au iernat sub diferite forme în sol, în muguri și scoarța coardelor afectate în anul precedent, așteaptă acum condițiile ideale de temperatură și umiditate pentru a germina și a parazita vița de vie. Iar aceste condiții au apărut deja în această primăvară capricioasă, cu alternanțe de temperaturi ridicate, scăzute și cu precipitații. Așadar, s-a dat alarma în vie pentru mană și făinare, două boli cu efecte devastatoare dacă sunt scăpate de sub control. Acești agenți patogeni pot ataca tot timpul anului, iar acțiunea lor este una rapidă, solicitând intervenția imediată în combaterea lor. În viile de la Ostrov, de câțiva ani de zile, nu mai sunt astfel de probleme, pentru că specialiștii de aici știu ce să-i facă viei. Noi știm ce să-i facem viei. La Ostrov lucrăm o suprafață de 330 de hectare de struguri, vin și masă, 120 de hectare de livadă și mai avem și partea pe Limnița, unde sunt colegii mei. Deci, în mare parte, noi lucrăm cam 1200 de hectare vie livadă. Am înțeles că aveți niște consultanți care ei își bat capul cu toate problemele viței de vie. Da. Dumneavoastră executați ce vă spun dânsii. Da, avem consultant pentru livadă, e un domn grec, și la vie avem un consultant român. Ei ne dau rețetele, noi aplicăm tratamentele. Da. Bănuiesc că mana a apărut odată cu înverzirea viței de vie, că așa e nenorocit asta de boală, atacă toate organele viei și dacă nu interveniți rapid, nu prea e bine. Da. Momentan nu avem probleme nici cu mana, nici cu făinarea. Acum le putem combate problemele astea cu pesticidele, deci nu mai e o problemă ca în anii trecuți. Acum e mai simplu de combătut. În trecut au fost probleme cu făinarea, cu mana, cu putregaiul cenușiu, am avut probleme, da. Dar le putem ține sub control. Vedeți, dumneavoastră, în perioada asta, de când a înverzit vița de vie și până aproape de recoltare, trebuie să vă plimbați mai tot timpul. Pentru că boala, cum prinde un moment favorabil, pac, atacă. Păi, începerea programului e de la 6:30 de dimineață până la 5. După amiază, stăm în vie și în livadă tot timpul. Unde apar probleme, discutăm cu consultanții și efectuăm tratamentele necesare. Până acum, câte tratamente ați făcut? Un singur tratament am efectuat. Am început de 2 zile pentru mană, făinare. Ieri a plouat, s-a întâmplat cumva să vă șteargă vreun tratament, ceva, efectele lui? Nu, am încheiat ziua înainte a ploii cu mult timp. Am avut undeva la 6 ore în pauză până a început ploaia. Da. Deci substanța a intrat pe frunză, în plantă. Să-și facă efectul. Da, da, da. Aplicați și substanțe de tratament din acestea mai moderne, mai inovatoare, care, dincolo de efectele deosebite pe care le au în plantă, mai au și această calitate că la o jumătate de oră de la stropire, ele deja sunt intrate în plantă și oricât ar ploua, efectul se menține. Sigur că, dar lucrăm cu pesticide de ultimă generație și efectuăm tratamente la fiecare problemă, efectuăm tratamente ce e nevoie în funcție de boala care apare la vie și la livadă. Da. E foarte important să țineți sub control și mana și făinarea și mai încolo putregaiul, pentru că
finalul este unul trist. Strugurii nu sunt de calitate, vinul la fel și atunci ați muncit degeaba. Da. Cum v-am spus, nu sunt probleme momentan. Anul trecut am putut să combatem toate problemele, nu am avut necazuri din cauza bolilor la vie și la livadă. Da. Aveți echipamentele necesare să interveniți la timp, mai ales că aveți și o suprafață mare? Sigur că da, lucrăm cu 15 tractoare cu pompe de 2000 și 1500 de litri, stropim cu 500 de litri de apă pe hectar, concentrația substanței pentru un hectar și avem de forță majoră, avem cu ce să facem în 3 zile tot tratamentul la 330 de hectare. Avem utilaje pentru așa ceva. Așa cum ziceam, ieri a plouat, e binevenită ploaia, dar în continuare, dacă o să fie secetă, văd că aveți un sistem de irigații pe aici. Sau? Da, avem la toată suprafața Ostrov, Limnița, cam 90% sistem de irigații și anul acesta o să fie 100% toată suprafața irigată, vie, livadă. Da. Deci, n-aveți griji? Nu, nu. Pentru noi apa nu e o problemă, avem sisteme de irigații și sistem de fertirigat. Am început lucrările de erbicidat, s-a erbicidat de săptămâna asta, după ce se zvântă puțin de la ploaie, o să intrăm la tocat la iarbă. Da, da, da. Și iarba se transformă într-un fel de îngrășământ verde. Îngrășământ, da. Îngrășământ. Foarte bine. Deci, de acum încolo, cu ochii pe plantația de viță de vie, pe cea de pom. Da, sigur că da. Da, toată treaba e să fim în teren. În teren, la vie și la livadă. În contextul în care fermierii care au ferme de vaci de lapte se confruntă cu tot mai multe probleme din cauza lipsei forței de muncă, a furajelor și a productivității, Labran, un tânăr de profesie medic veterinar, poate deveni un model pozitiv de reușită și succes în acest domeniu. Secretul este un binare între experiență și pasiune pentru zootehnie, transmise din generație în generație și puse în valoare în zilele noastre de tehnologia modernă. Suntem la Bran, la o fermă modernă. Aș vrea să vă prezentați dumneavoastră. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit la Bran. Sunteți la ferma de la Bran, o fermă înființată în 2019 pe un proiect pe fonduri europene. Un proiect de o valoare de 2.165.000 de euro, unde am făcut un graj modern cu robot de mulți, robot de împins rana, robot de alăpta viței, o fabricuță de lactate, un depozit de cereale, un fânar, depozit pentru siloz și bazine pentru dejecții. Acum aveți o poveste de succes. Cum ați început dumneavoastră? Câți ani și dacă acest meserie este moștenit, acest graj din familie? Am moștenit, clar, de la tata și tata de la bunicu și străbunicu. Aici au fost niște graiuri vechi, niște șuri, că așa se numeau la noi, că au niște șuri vechi în care totul se făcea manual. Mâncarea o băgai cu furca manual, gunoiul scoteai cu roaba și cu lopata manual și era foarte, foarte complicat. Eu în primul rând m-am apucat de agricultură pentru că în tinerețe când eram la liceu veneam în weekend, liceul l-am făcut la Brașov și în weekend când veneam mă lua tata la fân și el lua toate dealurile pe aici să le cosească, să le facă, să facem nutrez pentru animale. Și eu am zis, oricum, dacă nu ne modernizăm și nu luăm utilaje și nu lucrăm modern, eu nu mai vin la fân, că mă săturasem să umblu pe toate dealurile după fân, nici nu se făcea un nutreț foarte de calitate și am zis că n-are rost.
Și am început, eu am început cu agricultura, tatăl meu făcând zootehnie de mult timp, cum am zis, din moș strămoș, dar agricultura nu făcea nimic. Agricultura am pornit-o eu, am început să arendez teren, să-mi fac culturi, să mă ocup de treaba asta și acum avem culturi foarte bune, totul e perfect. Cultură mare, nu? Adică furajele le aveți noastră, din cultura proprie. Da, 80-90% din furaje sunt făcute de noi. Dacă nu ne-am face noi furajele, n-am mai fi competitivi. Dacă cumpărăm, deja nu mai suntem competitivi. Mai și vindem. Cultură mare, câte hectare aveți? Avem în jur de 150 de hectare cultură mare, pe care producem grâu, porumb, porumb siloz, lucernă, și ierburi, mix de ierburi. Înainte aveam 40 de animale, unde aveam 5-6 oameni la care lucram. Acum avem un efectiv de 120 de animale cu tot cu tineret, acum la mulți avem undeva la 60 de animale, unde avem un singur om, care acel om doar supraveghează, nu mai trebuie să scoată gunoiul manual, deoarece avem pluguri racloare care pleacă de 6 ori pe zi și fac curățenie singure. Avem robotul de muls unde vaca se duce singură și se mulge, unde avem toată informația despre fiecare animal, avem, știm exact cât lapte ne-a dat, de câte ori s-a dus la robot, de câte ori s-a muls pe zi, cât furaj am mâncat. Dacă avem o problemă, robotul ne dă de veste, ne spune exact că vaca nu e în regulă. Avem foarte, foarte multe informații care fără robot nu le-am fi avut. Mie mi-a plăcut foarte mult tehnologia, din facultate am studiat, m-am documentat foarte mult pe internet. În 2015 am fost în Austria, am adus niște animale din Austria în 2015 și acolo am văzut niște ferme foarte, foarte moderne care mi-au plăcut foarte mult. Și după ce am văzut acolo fermele lor, am început să studiez mai mult și am ajuns că am văzut roboții, mi-au plăcut roboții foarte mult, mi-a plăcut tehnologia și am zis că trebuie neapărat să fac și eu. În 2016 am depus prima dată proiectul acesta, nu mi s-a aprobat, în 2017 l-am redepus, iar nu mi s-a aprobat și în 2018 mi s-a aprobat. Pe ce sumă ați luat finanțarea? Am făcut proiectul pe măsura 4.1, cu un buget de 2.165.000 de euro, dintre care la o parte din proiect am pus 10%, la o parte 50%. Și să ne povestesc despre fermă. Ce capacitate are aceasta? Cum este împărțită? Cum este structurată? Grăiștiu are o capacitate de 70 de capete la mulți. Asta, acolo vrem să ajungem noi, să avem 70 de vaci la mulți, cu un randament de 1800-2000 de litri pe zi. Laptele acesta care să-l producem, vrem să-l și procesăm. Avem și o mini-fabricuță de lapte, pentru că în România se aduce și foarte mult lapte din alte țări, membre Uniunii Europene, și ne batem cu fermierii din Uniunea Europeană, dar ei sunt mult mai tehnologizați ca noi. Acum, eu la momentul ăsta sunt și eu tehnologizat, dar față de fermele care sunt în zonă, nu se pot face comparație cu ce e în Austria, Germania, Olanda, acolo e altceva. Adevărul că sunteți în situații într-o zonă unde vin foarte mulți turiști, adică toți vizitează castelul de Bran, care este chiar foarte aproape de ferma dumneavoastră. Asta să fie inspirația și succesul fermei? Nu, în primul rând, eu am copiat ce am văzut în Austria, pentru că acolo ferma o vedem și în stațiunea turistică, în mijlocul stațiunii turistice, sau o vedem la parter, au fermă de vaci și deasupra, la etaj și la mansardă, au camere pentru închiriat. Eu am vrut să fie lângă mine, să fiu aproape de fermă, să am eu totul sub ochi, și al doilea punct de vedere, să fie lângă, noi avem și două pensiuni aici în apropiere, și să vină turistul să vadă cum arată vaca, să le arate copiilor cum arată vacile, că unii copii vin și zic că, păi vaca e mov, nu e culoarea asta cum aveți voi în fermă. Și de asta vreau să vadă copiii cum arată vaca, cum se mulge vaca și să bea un lapte sănătos, un lapte adevărat, cu gust de lapte. Lapte din magazin e foarte pasteurizat, ultra pasteurizat și nu mai are gust de lapte. Aici laptele are un alt gust față de ce luăm din magazin.
Povestiți acest flux tehnologic de mulgere pe care a vacilor. Bălțată românească, nu? Da, avem bălțată românească și bălțată austriacă. Am adus și anul trecut undeva la 27 de animale din Austria. Și avem și bălțată românească din vacile noastre care le-am avut înainte. Am mers cu genetică foarte bună, cu taur foarte bun și am reușit să scoatem niște produși buni, productivi. Productive. Acum avem undeva media pe fermă 24-25 de litri. Vrem să ajungem la 28 de litri. Asta e targetul nostru, unde vrem să ajungem. Avem un robot modern care mulge, atașează foarte bine. În primul rând, vaca intră, îi citește chipul, o identifică, știe exact de cât timp nu s-a mult vaca, dacă trebuie să o mulgă sau nu trebuie, dacă nu trebuie, îi dă drumul și iese afară, dacă trebuie să o mulgă, după ce o identifică, începe să-i dea hrană, niște granule care o și atrage animalele ca să intre în robot, după care îi se face spălare, robotul are o cupă specială de spălare, care intră pe fiecare mamelon, îi face spălarea și îi face primul lapte, primul strop de lapte care e foarte contaminat, îl face cu cupa de spălare, după care ia fiecare mamelon și îl atașează pe fiecare sfert de la uger. După care, după muls, laptele se duce în tancul de lapte, avem tanc de lapte, se duce laptele direct pe țeavă, nu, omul nu atinge laptele, nu cu găleata, nu cu nimic, se duce în tanc, intră, se răcește la 4 grade. Robotul, înainte să trimită laptele în tanc, îi face și analiza. Dacă cumva laptele are sânge sau are alte probleme, nu îl trimite în tanc. Robotul mai are 3 bidonașe unde se duce laptele neconform sau colostru. Noi putem devia vacile care au fătat de curând, le deviem și laptele colostru se duce în bidonașe ca să putem da la viței. Uitați câtă muncă fenomenală pe care o fac perfect roboții, nu oamenii. Deci, iată, epoca tehnologizată. Da, noi, Graiștiu este foarte automatizat. Avem și pluguri la culoare care fac curățenie. Avem roboțel, le împinge hrana, deoarece animalul are tendința, când mănâncă, să împingă hrana în față. Roboțelul acesta trece de 6 ori pe zi și le dă hrana mai aproape să poată să mănânce, le și mixează și le dă mai aproape. Avem detector de călduri, noi știm exact dacă animalul intră în călduri sau nu. Când avem un animal în călduri, ne atenționează, ne spune animalul cu tare trebuie montat, avem o antenă pe graiști. Și fiecare animal are la gât câte o curea cu un detector și le detectează mișcările. Așa mai avem și roboțel de a lăpta viței. Viței după 15 zile, primele 5 zile le dăm colostru, după care 10 zile le dăm lapte, după care îi trecem în boxa cu roboțelul de a lăpta viței, unde primesc lapte praf 80 de zile. După 80 de zile trec pe mâncare normală. Când tot a venit vorba de mâncare, care ce furajare, cum pregătiți furajul pentru vaci și câte ori le dați, adică ce cantitate pe zi? În primul rând facem o singură furajare pe zi, deoarece avem roboțelul care mixează și nu trebuie să facem două furajeri, pentru că mâncarea nu stă aglomerată într-un loc. Roboțelul vine și o mixează și ea nu începe să se încălzească. Dacă n-am fi avut roboțelul, trebuia să facem două furajeri pe zi, una dimineața și una seara, pentru ca să nu se încingă mâncarea. Noi avem o rație specializată, făcută de un nutriționist foarte bun, în care avem lucernă verde, porumb siloz, șrot de floare, grâu, porumb crimping, triticale, pe cap de animal undeva la 50 și ceva de kilograme pe fiecare animal. Câte vaci recordiste aveți în fermă? Avem vaci recordiste, avem vaci care au și 40-40 și ceva de litri. Acum cu ajutorul aparaturii, nu? Să vă spun drept, nu știu exact câte sunt. Robotul ne spune exact. Pe fiecare animal știu exact cât lapte am avut
astăzi sau cât am avut acum 7 zile sau cât am avut lactația aceasta pe fiecare animal. Deci am informația clară, prin asta fac și selecție. Dacă nu îmi place, mă uit, văd dacă nu a avut lapte cum trebuie și nu e ok animalul, îl trimit la abator și ori cumpăr altul, ori acum urmează să-mi vină din spate. Am multe junini și multe vițele și nu va mai trebui să cumpăr. Până acum am mai cumpărat din Austria, am mai cumpărat și de la o fermă din România ca să îmi fac nucleu bun de animale. Și acum ca și sursă de finanțare pentru o fermă de vaci de lapte, pe capete, nu? De primiți de la AFIR? Nu, primim de la APIA. APIA și de la minister, nu? Da, primim de la APIA, avem SCZ-ul care este pe vaca de lapte. Și mai primim și ANT-ul, Ajutorul Național Tranzitoriu, care chiar ANT-ul l-am primit zilele trecute, a întârziat un pic, dar e bine că a venit, că chiar aveam nevoie, că mai sunt plăți de făcut și avem nevoie. Orice subvenție este un ajutor pentru noi. Sperăm să mai crească și să mai dea și altele în plus. Chiar acum eu o să depun și pentru bunăstare. Sper să se schimbe ghidul, pentru că era o problemă foarte mare. Noi în grajdurile moderne nu folosim paie. În ghidul care a fost pentru anul trecut, pentru 2023, ne punea să avem o cantitate de paie pe animal. Eu nu puteam să demonstrez treaba asta, deoarece am cușete de dormit, cu covoare speciale de dormit și nu folosesc paie. Și n-am putut să depun pentru măsura aceea, pentru că în grajdurile moderne nu se folosesc paie. Pe cușete nu se pun paie. Doar pe așternuturi permanente se pun paie și n-am putut să depun. Am înțeles că acum se va schimba ghidul și o să putem depune și noi cei cu cușete de dormit. Ați vorbit de acel ajutor pentru pandemie. Ați primit atunci, în perioada pandemiei? Da, am primit o subvenție parcă de 73 de euro pentru ajutorul cu pandemia sau cu războiul, nu știu exact care a fost. Am primit și ajutorul. Eu sper să mai apară în 2015, când am adus prima dată animalele din Austria, le-am adus pe Minimis, un ajutor de Minimis pentru juninci. Sper să mai se dea și ajutoare pentru Minimis, de Minimis, că sunt foarte bune, ca lumea să poată să cumpere animale de calitate. Că altfel nu prea se cumpără animale de calitate, așa acolo se cerea clar să fie cu certificat de origine, să fie un animal de calitate cu performanțe. Ca o fermă, ca să fie performantă, trebuie să aibă și animale performante. Că dacă lapte nu are, e pe pierdere, clar. Dar dumneavoastră vă sperie știrile acestea despre gunoiul de graj de la fermele de vaci, cum că ar fi toxic? Va distruge planeta? Cum comentați toate aceste zvonuri? Pe mine nu mă sperie. Sunt multe. Acum se pune foarte mult accent pe mediu. Eu știu, în aprobările care le-am luat aici de la mediu, au durat un an jumate. M-au ținut foarte, foarte mult. Și am făcut studii peste studii și am făcut foraje. Am făcut puțuri de forare ca să iau în fiecare an, să verific, să nu să cumva să se ducă gunoiul sau purinul în pânza freatică. Am tot felul de puțuri de forare în care iau probe. Ce să vă zic, pe mine nu mă sperie, pentru că noi din Moș Trămoș am trăit pe lângă gunoi, pe lângă dacă era chiar atât de toxic. Pățeau bunicii, străbunicii mei sau părinții mei, aveau o boală sau ceva, dar bunicul meu are 93 de ani, merge cu bicicleta, nu are niciun stres, e ca unul de 60 de ani. Nu ia pastile, nu are nicio treabă. Eu chiar mă uit la el și mă gândesc dacă eu o să prind vârsta care o are el, că nu cred că... Acum, mai ales cu mâncarea asta care o mâncăm prin restaurante, pe peste tot, care nu prea e sănătoasă, nu știu dacă o să mai prindem noi vârste așa înaintate de 90 ceva de ani. Pe final, tânărul fermier ne-a oferit și câteva sfaturi pentru cei care s-au hotărât să-și înființeze o fermă de vaci de lapte. Să știe de la început că este foarte, foarte greu. Nu-i simplu, e o muncă grea, deci mai se întâmplă când... Am alarme de la robot și eu trebuie să vin la 12 noapte, la 1 noapte în fermă.
Deci trebuie să știe la ce se încep, pentru că pe noi ne prinde pe câmp și 10-11 seara sau când facem lucerna vara, lucrăm numai noaptea ca să facem un nutrez de calitate, să nu se scutură, lucrăm noaptea. Deci noi poate nu dormim deloc o noapte sau două nopți. E o muncă grea, dar dacă le place munca asta, le plac animalele, nu pot să zic că nu se fac bani. Dacă te ții de treabă, în orice business, dacă te ții de treabă, trebuie să-l faci să meargă. Nu există să nu meargă. Fă-ți vecinul invidios cu Hectar, semințe ardei lung Carpatos F1 cu rezistențe la virusul petelor de bronz, la virusul mozaic al castravetelui și la virusul mozaic al tutunului. Acum și la plicuri de 50 și 100 de semințe, doar de la Hectar. Există un loc unde natura se dărnește complet, în culori, parfumuri, arome. Acolo se meșteșugesc vinuri de legendă. Natura oferă, omul creează. Domeniile Ostrov, vin cu pasiune din Dobrogea. Despre Bilbor, comuna aflată undeva în nordul județului Harghita, am mai vorbit în emisiunea noastră, dar cum niciodată nu reușești să spui tot despre ceea ce îți place, găsești întotdeauna momente să continui. Acesta este unul dintre ele. Așadar, astăzi vom continua dialogul cu edilul localității, inginerul Ilie Hângan, în încercarea de a afla mai multe despre viața din această parte de țară, despre oamenii locului, realizări și obiective. Domnul primar, mă bucur tare mult că v-am întâlnit, că v-am cunoscut. Sigur, noi am mai vorbit un pic înainte, dar trebuie să detaliem câteva lucruri despre comuna Bilbor, pentru că este o comună, iată, la limita județului Harghita către Suceava, nu? Câți locuitori are comuna? Comuna are 2328 de locuitori, conform noului recensământ. Însă, înainte de toate, v-aș mulțumi pentru interesul dumneavoastră de a veni în comună, la noi, pentru că Bilborul îl pot numi ca o metaforă și probabil l-ați constatat și dumneavoastră aici la graniță cu Bucovina, la aproximativ 1000 de metri altitudine, unde totul se desfășoară în cel mai natural cadru. Avem un specific deosebit prin prisma locuitorilor acestei comune, care aduc un aport de înfrumusețare acesteia prin toate activitățile ce le desfășoară. Sunt legate de creșterea animalelor, zootehnie, cu toate activitățile conexe acestea, de la producerea furajelor. Într-adevăr, clima nu ne permite să producem foarte multe, dar puțin bun și de calitate. Ceea ce atrage până la urmă, da, pe orice român și nu numai. Exact. Fiind o zonă asediată de păduri, de conifere, pentru că Bilborul, în traducerea slavonă din Bilbor, înseamnă locul bradului alb, ceea ce ați constatat-o deja și dumneavoastră. Și de aici rezultă activitatea de exploatare și prelucrare a lemnului, totodată în consonanță cu îngrijirea fondului forestier. Fie că este fond forestier privat, fie că este fond forestier de stat, beneficiază de o atentă îngrijire, ceea ce, trebuie să spunem, ați constatat-o și dumneavoastră. Trebuie să spunem celor care ne urmăresc, sunteți inginer silvic de profesie, da, și iată cu cât drag vorbiți despre pădure. Da, și cu același... Tot duceți vorba către pădure și foarte bine că trebuie să, da, o păstrăm, da, să pentru... o conservăm. Da, și aici se întâmplă cu adevărat acest lucru. Și o altă activitate desfășurată în localitatea noastră este cea de legată de izvoarele de apă minerală, nu puține la număr. În unele monografii
apare faptul că am avea undeva 700 de izvoare de apă minerală. Și câte se exploatează acum? Exploatate sunt aproximativ 10. Avem o fabrică de apă minerală. Și încă 7-8 izvoare de la care se poate consuma apa minerală, dar sunt exploatate în cel mai tradițional mod. Da, adică, e o sursă de venituri pentru locuitorii comunei. Da. Un potențial economic constat da, că și, încă este. Suferind de locurile de muncă, e un plus valoare și din acest punct de vedere. Obiective realizate în mandatul dumneavoastră, că fonduri europene, slavă Domnului, au fost, în ce măsură ați reușit să atrageți fonduri europene și care au fost obiectivele pe care le-ați pus în operă, să le zic așa? Da, din stat am pornit cu ideea că nu trebuie să ratăm nicio oportunitate de a investi, nicio finanțare. Astfel că eram deficitari în rețeaua de apă canal. Deficitar în sensul că nu există. Deși, și, da, surse de apă, slavă Domnului, da, bun, de cel puțin surse. Ce am văzut aici. Da, da, da. Și apă de o calitate deosebită. Corect. Și pornind de la această necesitate, am accesat prin Anghel Salini, avem prealocat, să spun așa, 43 de milioane de lei. Asta înseamnă un aproape 70% din localitate. Putem să o deservim din start prin alocarea acestei sume. Suntem într-un stadiu foarte avansat în vederea semnării contractului de finanțare. Din păcate, durează destul de mult toate avizele ce trebuie să le obținem, dar suntem pe ultimii 50 de metri, nu pe ultima 100 de metri, suntem pe ultimii 50 de metri cu aceste avize. Sunt multe avize de apă, mediu și am avut nevoie de încadastrări și întabulări al terenului, unde vor fi amplasate stații de captare, stații de epurare, bazine, pompe, pentru că și configurația terenului este una care ne dă destul de multe bătăi de cap, încât să putem să fie o instalație funcțională și de un impact scontat. Alături de acest proiect mai avem 5 proiecte la care deja am semnat contractele de finanțare. Prin Programul Național de Redresare și Reziliență avem cele două școli, avem dispensarul și stația de ambulanțe și, bineînțeles, și clădirea primăriei. Două dintre ele sunt monumente istorice de interes local. De asemenea, Agenția Fondului de Mediu a fost cea care a lansat o serie de programe și măsuri de finanțare, începând de la eficientizarea energetică, de iluminat public, pentru că localitatea este destul de răsfirată și e necesar ca să ajungem până la cel mai îndepărtat capăt să-l iluminăm. Între timp am făcut-o și în regie proprie și prin alte mici proiecte, dar dacă vorbim de o eficientizare energetică, trebuie să fim și economi cu resursele ce le avem, evident, implicit și cu bugetul local. Dacă tot vorbim în această sferă de eficiență energetică, de eficientizare energetică și de iluminat public, am depus un proiect pentru un parc de panouri fotovoltaice, ce ne va asigura energia electrică necesară atât pentru obiectivele de investiție enumerate anterior, cât și pentru tot ceea ce deservește iluminat public și clădirile publice. Am reduce costurile considerabil. Văd aici câteva clădiri, par proaspăt amenajate, reabilitate, cu panouri fotovoltaice pe ele. Despre ce este vorba? Sunt clădiri ale Consiliului Județean Arghita, este un centru de plasament pentru copii. Bineînțeles, am rezolvat cu celeritate și noi ca administrație locală orice nevoie, orice document ce a stat la baza implementarea acestui proiect, de fapt, și în final s-a ajuns la ceea ce se vede. Da, adică dă o notă bună pentru localitate, da, mai ales că și în centrul localității, da, aici, lângă primărie, e interesant și un teren de sport pentru copii, e deosebit, da, de interesant. Școală, câți copii aveți? Aproximativ 200 de copii.
Avem un regres demografic, nu foarte accentuat, dar pot să spun că suntem într-un cadru optimist pentru că sunt mulți tineri care rămân în localitate, se întorc în localitate și doresc să revină, iar din acest punct de vedere, ca și administrație locală, căutăm soluții încât să creăm acel context favorabil ca ei să se fundamenteze aici. Este foarte odată important. Ce și-au construit o casă, o locuință, cu siguranță vor veni spre Birbor. Este important să vă implicați în acest proces, da. Astfel încât să-i atrageți, adică să le creați condițiile necesare ca să-i motiveze, care să-i motiveze să revină în satele. Da, într-adevăr așa este. În aceeași manieră avem o legătură strânsă cu școala, sprijinim orice activitate a școlii, nu s-a pus niciodată problema, e prioritară educația în comunitatea noastră. Precum vă spuneam, vom investi asupra clădirilor, curților, imobilelor, inclusiv în achiziționarea unui microbuz școlar nou, pentru că trebuie să ne mișcăm, să ieșim la numeroasele activități și în afară. Avem copii la nivel de localitate olimpici, chiar acum se desfășoară o olimpiadă de cultură și spiritualitate românească, chiar aici la Birbor, unde și noi cu primăria și Consiliul Local am sprijinit pentru a se desfășura aici, pentru că avem mulți elevi care excelează și e păcat să nu defilăm, să spun. Sigur, așa, cu ei, inclusiv cadrele didactice și avem o colaborare strânsă, inclusiv cu părinții. Motiv pentru care desfășurăm multe activități, dacă tot vorbim de realizări, cu elevii, copiii, o sincopă mică ce o avem, e faptul că trebuie să lucrăm la valoriza fiecare ce e mai bun și sunt foarte multe exact lucruri ce spuneam, bune. Da. Sunt foarte multe lucruri bune, foarte multe lucruri valoroase, pentru că tot ceea ce se desfășoară într-o zonă cu o climă oarecum ostilă, pot să spun, e o activitate de sacrificiu a celor care mențin lucrurile și le duc spre evoluție, pentru că asta ne dorim, să evoluăm. Și, într-adevăr, să știți că evoluăm. Domnul primar, suntem într-un an electoral, sunteți într-un an electoral. Veți participa cu siguranță din nou în campanie. Da. Ce promiteți locuitorilor comunei Birbor pentru viitorul mandat, dacă sigur ei vor fi de acord să vă mențină în fruntea lor, în fruntea obștei, să zic așa. Dacă vorbim că este un an electoral, eu nu pot să spun că l-am început, că nu am început-o sub formă electorală. Mi-am început îndeplinirea angajamentelor împreună cu întreaga echipă, angajamente luate în 2020, când am început mandatul, de a optimiza și eficientiza și a aduce plus valoare comunității noastre. Asta nu se poate face decât prin accesarea de fonduri și a mări sfera de investiții. Am făcut-o asidu de-a lungul celor 3 ani și jumătate, că nu sunt chiar 4, zi de zi, necontenit, pentru că riscam să pierdem o oportunitate de finanțare. Am fost foarte atenți la acest lucru, însă pe viitor aceleași angajamente le păstrăm, de a fi cât mai eficienți și de a avea această eficiență un cât mai mare impact în comunitatea noastră. Impactul, evident, nu se poate obține numai prin multă muncă, multă colaborare și pe această cale mulțumesc tuturor consătenilor mei, locuitorilor comunei Birbor și colaboratorilor pentru implicarea de care au dat dovadă, pentru că de fiecare dată când am avut o nevoie de o întâlnire, de un sfat, de o discuție constructivă, au fost foarte receptivi, pentru că au avut încredere că noi, împreună cu ei, lucrăm pentru toți. Deci nu putem să ne dezicem
de o anumită parte, de o anumită situație, suntem cu toții. Chiar dacă vorbim din punct de vedere electoral, nu toată lumea este în consonanță, dar ușa mi-a fost deschisă din 2020 încoace și prin același angajament luat atunci, la fel îmi va fi deschisă. Fie că sunt probleme administrative, fie că sunt probleme, poate, spre o latură mai personală și ce pot fi rezolvate sau îndrumate de mine, de noi, de echipa noastră, de, când vorbesc de echipă, mă refer de o sferă mai largă, vom fi deschiși. Turistic, suntem deja pe un plan ascendent, însă când vorbeam la valorizare, trebuie să scoatem permanent în evidență ceea ce avem mai valoros. Noi suntem obișnuiți cu tot ceea ce ne încojoară, dar suntem la fel de mirați în fiecare zi, însorită și nu numai, că trăim într-un asemenea loc deosebit. Revenind la agroturism, suntem o zonă de o puritate deosebită. Sigur că da. Tocmai de asta am spus. Mai natural ca aici nu cred că se poate. Pentru că baza forajeră e aici la fața locului. Deși randamentul de producție, vorbind acum strict pe vacile de lapte, nu este comparabil cu cei care reușesc să le forajeze, dar într-o manieră poate mai... Mai puțin natural. Hai mai să puțin așa. Naturală. Ca să folosim un termen mai elegant. Și evident că produsele vor fi cele mai naturale. Și toți cei care au ajuns ca vizitatori aici, clar, s-au întors și a doua oară și a treia oară și au devenit fideli ai locului, pentru că au simțit că, într-adevăr, ceea ce spuneam într-un spot publicitar e realitate. Și nu în ultimul rând, trebuie să vă spun despre oamenii bravi de aici, care prin munca brațelor obținem și obțin plus valoare comunității noastre. Odată cu reluarea activității în domeniul sericiculturii, la noi în țară s-au făcut și investiții pentru modernizarea stațiunii de cercetări sericicole Băneasa. Pentru prima dată în România a fost achiziționată aparatură pentru valorificarea gogoșilor de mătase. Mai multe aflăm de la directorul stațiunii.
Domnule director, în România nu prea exista aparatură pentru gogoși de mătase. Ce ați făcut dumneavoastră pentru valorificarea gogoșilor de mătase? În anul trecut, în programul de investiții, am avut prevăzută acționarea unei linii complete de filat. Acest lucru s-a întâmplat în luna octombrie anului trecut și am acționat dintr-o firmă din Europa această microlinie. Linia respectivă ne ajută atât pe partea de cercetare, în care putem să stabilim caracteristici de fiecare rase și hibrizi, cât și pe partea, să zicem, de mică industrie. Dacă un putem să integrăm această activitate, dacă un crescător ia ourele de vier de mutat de la noi sau larva la stadiu 2 sau 3 de vârstă, în momentul când obține gogoșile, el în România, în momentul de față, nu avea unde să le valorifice. Da? Și atunci, și pentru partea de cercetare, să zicem, și partea de mică industrie, am luat această linie completă de filat mătase. Se compune din 3 aparate distincte care să asigure acest flux tehnologic complet. Acest aparat este aparatul care pregătește gogoșile de mătase. Ele sunt preluate din spațiul de depozitare, deci după ce s-au recoltat, se pun în acest vas la o temperatură de 60 de grade, se țin la o anumită temperatură ca acel fir de mătase să fie ușor tras. Și știm foarte bine că un fir de mătase poate să aibă lungime în funcție de rasă sau astea, de la 800 de metri până la 1500 de metri. Da? Deci acest aparat pregătește gogoașa pentru a putea să extragem firul de mătase. Pe fluxul tehnologic, al doilea aparat, acesta are și rolul de bază de a extrage firul de mătase din gogoașă, de a-l pune pe aceste bobine și, să zicem, este principalul proces tehnologic în obținerea firului de mătase. Gogoșile, după ce au fost pregătite în aparatul anterior, vin și se pun în această cuvă, unde temperatura apei trebuie să fie plină cu apă și temperatura apei trebuie să fie 60 de grade. Aparatul respectiv are un sistem automat de menținerea acestei temperaturi esențială pentru derularea firului de mătase. Firul de mătase este prins prin acest sistem și ajunge pe aceste role. În momentul când rolele se umple, vor fi scoase și vor merge în aparatul următor care este pus pe fluxul tehnologic. Tot aparatul este coordonat de un computer și se pot face pe el și cercetări în domeniu și se poate face și partea de industrie. Lucrează undeva la 1 kg de gogoși pe oră. Într-o zi se poate lucra la 8 kg de gogoși pe zi. Acesta este singurul echipament din existent în România. De asemenea, aparatul, în momentul când activitatea se dezvoltă, se poate dubla ca mărime și ca productivitate. Ne aflăm în fața ultimului aparat pe fluxul tehnologic, în care bobinele, după ce au fost umplute cu mătase, vin la acest aparat, se agață în zona aceasta, firul de mătase trece prin aceste inele și în această zonă se face acel sulul de mătase, partea finală, care poate să intre spre zonele de fabricație, atât pentru micile războaie, artizani sau către zona industrială. Ca să închidem ciclu, am luat și acest aparat care, da. Deci ultima fază. Ultima fază, da, fluxului de producție pentru obținerea firului de mătase. Thank you.
vecinul invidios cu Hectar. Semințe ardei gras Valahia F1 cu rezistență la virusul mozaic al tutunului. Acum și la plicuri de 50 și 100 de semințe, doar de la Hectar. Domnule Radu Ghițoi, în debutul părții a doua al interviului nostru, nu pot să nu remarc solicitarea pe care Clubul Viticultorilor Români a făcut-o la adresa autorităților române. O solicitare care a fost formulată chiar de la bun început. Spuneți-ne despre ce este vorba. Este unul din principiile mele de lucru care m-a urmărit până în ultimii 25 de ani și anume de la teorie la practică. Cred că de partea de vorbe cam tot sectorul și nu mai este deja supra-saturat. Sens în care am vrut să transmitem, de ce nu, și un semnal că într-adevăr vrem să facem o schimbare în acest sector și nu numai. Totul a plecat de la un semnal transmis de partenerii noștri de la Bruxelles și anume o fereastră de oportunitate privind demersul pe care trei state membre, Franța, Italia și Spania, care sunt lideri pe acest segment de vie vin, l-au făcut deja pe relația cu Comisia Europeană în a solicita exact acest lucru. E, odată ce cele trei state au făcut acest pas, este poate cea mai bună ocazie a României de a se alătura și a urma calea deschisă de statele respective. Vine în întâmpinare, demersul nu este aleatoriu, pur și simplu s-a întâmplat ceva și să nu pierdem momentul în a replica acest mai mult sau mai puțin succes, vom vedea ulterior. Ci pleacă de la o necesitate stringentă pe care noi la Clubul Viticultorilor am recepționat-o din mediul producătorilor români și anume lipsa de lichidități financiare. De aici se pleacă, de la o necesitate la un mijloc pe care să găsim și să ne ducem la îndeplinirea acest obiectiv pe termen scurt. Concret ce s-ar putea face? Concret ceea ce vor și urmăresc și celelalte state membre și anume de a identifica și de a accesa fondul de rezervă al Uniunii Europene pe acest domeniu de activitate. Nu este vorba de fondurile alocate deja de către Uniunea Europeană fiecare stat membru, ci din fondurile de rezervă. Am înțeles. De altfel, situația economică actuală a generat o creștere a costurilor de producție, spuneați dumneavoastră la un moment dat, pentru producția agricolă. Deci ar fi un alt motiv. Da, este o realitate care apasă nu numai acest segment din vie vin, ci economia românească și europeană la nivel mult mai larg. Am făcut o analiză la ceea ce a spus dumneavoastră, iar costurile de producție raportate, să spunem, din 2020 până în prezent, au crescut cu proporții între 30 și 80%. Tot ce ține de partea de sticle, ce ține de dopuri, de ce ține de etichete, ce ține și mai ales de energie. Această realitate o cuplăm cu ceea ce am sesizat la nivelul anului trecut și trendul încă se menține, anume de scădere a cererii de vin pe piața românească. Producție am avut, vin de calitate și de super calitate avem, cu costuri foarte mari, cerere mică. Dacă încercăm să echilibrăm această balanță, putem deduce destul de simplu dificultățile cu care se confruntă antreprenorii din acest sector.
Dacă ar fi în acest moment să avem așa un cadru imaginar, unde ați plasa, unde vedeți dumneavoastră, cum se vede viticultura românească în acest moment, cum se vede pe termen mediu și lung, din punctul dumneavoastră de vedere? În măsura în care, și sunt convins că vom găsi înțelepciunea necesară să strângem rândurile și să depășim provocările imediate, care sunt în special de natură financiară. Cred că trebuie să trecem la următorul nivel. Mă refer la ce a spus dumneavoastră pe termen mediu și lung. Și anume, într-adevăr, să ne apucăm să construim și să consolidăm brandul de țară. România, din nou fac trimitere către acea statistică, locul 6 în Europa, locul 13 în lume, imaginea pe care vinul românesc o are pe terțe piețe, fie că discutăm de Uniunea Europeană sau în afara ei, fie este zero, fie este de partea întunecată a lui, și anume calitate foarte redusă. Aici avem foarte mult de lucrat. Din nou fac apel la această uniune pe care trebuie să o strângem, să o consolidăm, dar nu este suficient. Este nevoie de resurse financiare consistente și de o strategie făcută în mod profesionist. Și ăsta este un obiectiv pe care noi ni l-am propus, ni l-asumăm pe termen mediu și lung. Acesta de a realiza un acest brand de țară. În ultimii 10 ani s-a observat o diversificare a sectorului, ca să spun așa, inclusiv prin apariția turismului în domeniu, adică turism la crame, dezvoltarea cramelor și apariția foarte multe crame mici, care se bazează pe degustări, poate strict pe vânzare locală și pe turism în vie. Este unul și cred că în top 3 obiective pe care le vizăm pe termen mediu. După cum am spus anterior, clubul are membrii fondatori în toate zonele României. Avem un potențial fantastic în a dezvolta acest sector. Și din nou fac paralelă, fac trimitere către acel triunghi de aur pe care l-am menționat, și anume Franța, Italia și Spania. Haideți să ne uităm exemplele de bune practici pe care îl dau ei. Și anume, luat zone, regiuni compacte, cum avem și noi multe și chiar foarte multe, cramă, obiective cultural, istorice, totul să se ducă către o poveste. Discutăm la final de zi, discutăm în a vinde unui turist român sau străin o poveste. Dar ăsta este doar începutul. Și avem ce să povești de genul acesta, din discuțiile pe care le-am avut, vă spun, sunt absolut superbe. Deci avem ce să vindem din punctul ăsta de vedere. Unde trebuie să ne concentrăm, și aici vom avea mult de lucru, este partea logistică. Și anume, nu este suficient, este doar punct de plecare în a vinde o poveste. Dar a venit turistul, da? L-ai adus la cramă, ce faci cu el? Nu discutăm de 2-3 ore, a venit, a consumat o sticlă de vin și a plecat. Nu. Din nou, ne uităm la cei care sunt avansați. Să oferim condițiile de a-l menține în zona respectivă pentru cel puțin un weekend. Adică capacități de cazare, trasee turistice, parte de infrastructură, inclusiv drumuri, inclusiv puncte de acces și așa mai departe. Toate aceste proiecte costă bani. Toate aceste proiecte vrem să le strângem, să le coagulăm, să le punem din nou într-un hub și să le luăm sistematic
astfel încât într-un orizont decent de timp, din nou, pe termen mediu, să putem ieși în lume, din nou, locul 6, și pe acest turism care are, din nou, un potențial extrem, extrem de puternic. Atât pentru industrie, cât mai ales și pentru România ca imagine în general. Am înțeles. La final v-aș întreba, pe lângă problemele financiare, ce alte probleme ați mai remarcat în acest sector? De comunicare. Pe toate axele. Vorbeam cu unul din producătorii renumiți din țara noastră și a definit acest sector ca o zonă marcată de un ego foarte puternic. Diversi producători comunică foarte puțin sau deloc. Deci ei între ei. După care zona de dialog între toată partea tehnică, toată partea de producție versus autorități, din nou, este mai mult decât perfectibil. Deci, din nou mă întorc către zona de a înțelege unde suntem și de a recepționa de o manieră realistă faptul că este nevoie să ne așezăm la masă, să facem front comun, să înțelegem că doar printr-o singură voce care a strâns necesitățile și promovează aceste obiective pentru întreaga industrie. E o sintagmă pe care eu o percep ca fiind extrem de importantă. Pentru întreaga industrie. Nu pentru o zonă, nu pentru anumite centre de interes, pentru întreg sectorul vitivinicol. Partea de comunicare. Aici, dacă reușim să ajungem la un canal de ambele părți, dublată de încredere și, așa cum a spus și noastră, de rezultate. Consider că dacă tragem linie, poate la anul, pe vremea asta, când, dacă mai adesez speranța că vom continua dialogul, vom pune poate cu totul alte întrebări. Unde eram anul trecut, unde suntem acum și ce mai trebuie făcut pentru perioada imediat următoare? Agricultura este o resursă aproape inepuizabilă de deșeuri specifice. Acestea ar putea fi folosite pentru a obține compostul atât de util pentru îmbunătățirea structurii solului și stabilitatea acestuia. Nu se întâmplă însă așa. În mod normal, agricultura ar trebui să fie un domeniu interesat de compostare. Dar nu se întâmplă așa? Din păcate nu. Nu. Din păcate nu. Întâlnim frecvent, cel puțin în ultima perioadă, cu proiectele astea europene, care toate conțin o componentă de sustenabilitate și primesc telefon de la câte un fermier și îmi spune dă-mi și mie un compost de 7.000 de euro. Păi ce cantitate vrei să compostezi? Nu, domnul Dan, îmi trebuie de 7.000 că acolo se încadrează la proiect. Cam asta e modalitatea în care pun ei problema și din păcate, da, nu sunt. E adevărat că aici ar trebui făcute un pic mai multe eforturi din partea Ministerului Agriculturii, mă gândesc. Ar trebui să punem atitudinea aceasta de reticență pe seama lipsei de informații sau? Da, pe baza lipsei de informații, asta e clar. Noi facem tot posibilul să ducem informația, bineînțeles, online. Încercăm cu cei de la USAMV să adunăm fermieri din diverse bazine legumicole, dar ce să vă spun, am avut și situații care le pot spune disgrațioase când, știți acum, nu toți fermierii au și o școală horticolă în spate, unii o fac din tradiție, din familie, lasă-mă, domnule, că știu eu. Lucrurile astea, dar sigur, sunt convins că la un moment dat, știți cum e la noi, dacă vecinul și-a luat modelul 300 XL, eu aș vrea 301 XL sau măcar 300. Dar nu e spiritul ăsta de turmă și probabil că asta va trebui să se întâmple și aici. Deșeuri alimentare în compost în 24 de ore. Nu este doar un slogan, nu? Cum se întâmplă efectiv transformarea? Păi, transformarea se întâmplă în prezența unor microorganisme cu care vine compostărul, livrate de producător. Sunt niște microorganisme dezvoltate
în regim de laborator. În momentul în care în composter am temperatură de 60-65 de grade Celsius, am umiditate, care o iau practic de la legume, de la fructe, de la ciorbă, de la mâncarea care o arunc, de la lapte, de la orice o fi, microorganismele se trezesc la viață și încep să se multiplice. După care încep să-și facă această treabă evidentă de descompunere. Într-o groapă sau într-o ladă în care aruncăm vegetale, nu? Dacă punem un termometru și îl băgăm la fund, acolo cam 50-60 de grade avem. Se dezvoltă niște bacterii acolo prin fermentare, cum se dezvoltă și în pubelele care le avem la casă. Tot acele bacterii sunt cele care, sigur, nu sunt bacterii studiate în laborator și dezvoltate. Motorul sunt aceste microorganisme, care sunt microorganisme bune și care accelerează procesul de descompunere și compostare implicită. Care este durata de valabilitate, dacă pot spune așa, compostului rezultat prin acest proces? Compostul poate fi ținut până la 2 ani, 2 ani și jumătate. Sigur, trebuie să am grijă să nu-l țin într-un loc cu umiditate excesivă, ridicată. Dar pot să-l păstrez până la 2 ani, 2 ani și jumătate. Este cert, ci pot să-l folosesc. Sigur că e un lucru să folosesc compostul de îndată ce a ieșit, când este extrem de concentrat și nu e recomandat a fi folosit, ci să aștept măcar 30-60 de zile să se matureze, să se liniștească, cum spun fermierii. Dar și dacă îl folosesc după un an de zile, ar fi bine să mai fac un set de analize fizico-chimice ca să văd, de fapt, care sunt concentrațiile pe elemente, cum stă cu pH-ul, conductivitatea și așa mai departe și să văd dacă mai este potrivit și în ce proporție să-l administrez culturii pe care o am. Există recomandări pentru folosirea lui în anumite culturi, doar în cazul anumitor plante? Nu. Poate folosi la absolut orice. Asta spun un specialist horticol. El poate vedea din bunetinul de analize unde se potrivește cel mai bine. Și pentru ce sol? Pentru că s-ar putea să îl folosesc la un sol, am un sol, eu știu, neutru și vreau să-l duc în zona ușor acidă sau zona bazică. Și am un compost care e ușor acid, vin, toamna împrăștii compostul, alți fermieri fac cu mraniță și așa mai departe, răscolesc, mai fac o dată analiza solului în primăvară, bun, s-a dus în zona de aciditate, acum pot să vin cu planta care are nevoie de un sol acid. Deci pot să folosiți să folosesc compostul și la condiționarea solului în sine. Să luăm exemplu unei ferme de dimensiune mică spre medie, în jur de 10 hectare. Ce volum ar trebui să aibă un compostor ca să poată acoperi necesitatea din acea fermă? Dacă pe 10 hectare, eu știu, produce 4.000 de kilograme la hectar, asta înseamnă 4 tone, pe 10 hectare 40 de tone. În mod firesc, cantitatea aruncată se situează undeva în zona de 15-20%. Cam asta e, mă refer aici la legume stricate, legume care nu se pretează comercializării și vrejurile de la plante care și astea se pot composta fiind materie organică. Deci dacă la o cantitate de 15 tone, 20, asta înseamnă că am 3 tone, n-am 3 tone într-o zi, o cultură care probabil o fac pe 3 luni, 4 luni de zile, pot să folosesc un composter, de exemplu, de 100 de kilograme sau de 125 de kilograme sau de 250 de kilograme și practic procesez în fiecare zi. Pentru composter e important ca să știu cantitatea zilnică care eu dau. Dar fiind vorba de legume și de astea, nu ar fi precum ar fi cu produsele de origine animală, acolo unde dacă țin niște mezeluri mai mult de 2 zile, deja am o problemă, da? Nu, aici pot să o stochez 2-3 zile și practic să bag în trașe cât... Deci probabil că cel mai corect ar fi compostul de 125 sau de 250 de kilograme. Din experiența pe care ați avut-o cu fermierii români, puteți să-mi spuneți în câte dintre fermele din România există astfel de echipamente? Niciuna. Avem, în schimb, la restaurante, avem la hipermarketuri, avem în școli, avem în grădinițe. N-am reușit. Fermierii români n-am reușit. Probabil că vina mea aparține. Dar nu mă las. Mă mai lupt cu ei. Da. Sunt programe europene, multe proiecte. Îi simt că devin interesați. Dar, deocamdată, exact la modelul la care v-am spus. Adică
dați-ne unul care, că doar atâția bani avem pentru sustenabilitate. Ceea ce nu înseamnă. Da, totuși ar fi foarte bine pentru că ar începe să-l folosească, ar vedea beneficiile, ar vedea câștigul și poate atunci o să vină să spună, ai dați-mi acum unul de 100 de kilograme, că acum am înțeles. Da, așa suntem noi românii, mai încet așa, mai cu capul de sus. Am fi avut mai multe să vă spunem, dar timpul emisiunii noastre a expirat. Ne-a mai rămas doar un minuțel cât să vă mulțumim respectuos pentru atenție. Să vă dăm întâlnire și duminica viitoare la aceeași oră, 12:30 de minute pe canalul Agro TV. Iar până atunci să vă rugăm încă o dată să nu uitați că lumea satului este și lumea noastră. A mea, a ta, a ta, a ta, da, da, și a ta. Oriunde ne-am aflat. Pe curând, oameni buni! Emisiunea este realizată cu sprijinul companiei Domeniile Ostrov.